Cercetător în scrinurile cu amintire ale Câmpulungului, Adrian Săvoiu a căutat și în scrinul propriei sale familii. A rezultat astfel istoria unei genealogii care a început în urmă cu cinci generații ca într-o legendă românească prin trecerea peste munte a unui pastor din Transilvania. Cronica unei familii din Mușcel începe de dincolo de munți din Moeciul Românesc. Acesta este vârful genealogiei propriei familii pe care profesorul Adrian Săvoi a recompus-o cu migală și duioșie. Și evident și cu firească mândrie pentru că sângele lui poartă în el deopotrivă naționalismul transilvan și neatârnarea mușceleană. Dincolo de dimensiunile strict individuale, cartea Savoiu, cronica unei familii din Mușcel, cuprinde în ea toată epopeea neamului românesc. Întâlnim aici vremul tulburi, transhumanță, tradiționalism pur, ardere de plină pentru Dumnezeu, sacrificiu suprem pentru țară, dragoste de carte, dorință de libertate și căutări de luminoi, toate însă trăite de personajele cărții cu filonul mușcelean păstrat în suflet de cele cinci generații ale familiei Săvoiu. Lansată la Galeria Arta, cartea îi descoperă autorului certe calități literare, lucru de loc surprinzător pentru un eminent profesor de limba și literatura română, așa după cum este Adrian Savoiu. Păcat că modestia nu i-a permis cronicarului să desfășoare mai mult firul epic, fiindcă sunt cu siguranță și alte date și amănunte care ar fi trezit interesul și curiozitatea cititorilor. Și asta pentru că nu avem de a face cu o simplă poveste a unei familii banale, ci cu radiografia unor destine de români autentici care s-au ridicat prin forțe proprii peste vremuri și lumi. Începută ca într-o legendă cu trecerea peste muntea lui Moise, băiatul preotului din Moeciu și așezarea acestuia cu turmele sale la mălinul Bughi de sus, unde s-a însurat cu o fată din partea locului, cartea se încheie cu prezentarea celui mai tânăr vlăstar al familiei Săvoiu, născut tocmai peste ocean, în America, dintr-o mamă de origine vietnameză. Iar pozele de familie atașate descoperă nu doar uluitoare asemănări între trăsăturile fizice ale celor din Nemul Săvoiu, ci și frânturi de epoci immortalizate între sepia primelor aparate foto și tehnica digitală a actualului mileniu. Tot ca o întoarcere în timpuri, curatorul Ioan Crăciun a avut inspirația de a completa manifestarea cu reproducerea ale unor ilustrații dintr-un album de la sfârșitul secolului XIX, album cuprinzând cu sături populare mușcelene și prin rândurile și punctele acestora se deslușesc parcă tresăririle mușcelencelor la uzul tălângilor turmei. Autor al atâtor restituiri despre istoria și cultura mușcelului, Adrian Săvoiu s-a simțit dator față de propriei condiție să aloce un dram de timp și amintirilor din scrinul familiei sale. S-a întors însă la masa de lucru unde l așteaptă alte proiecte despre câmpul lung și, cu siguranță, ele nu vor întârzia să ne fie oferite cu aceeași modestie și generozitate. Anul trecut, din motive rămase obscure, profesorul Săvoiu nu a fost înscris pe lista celor care au primit titlul de cetățean de onoare al municipiului nostru. Poate măcar acum îi va fi recunoscut locul bine meritat, mai ales că, între timp, ne-a mai îmbogățit cu alte cărți valoroase despre mușcel și despre mușceleni.